Noi ne ducem viața înainte, stimându-ne, iubindu-ne și atunci când trebuie, că se întâmplă în viață și chestii de astea, uneori eu cedez, alteori Olga cedează. Dar tot facem așa cum cere legea vieții. Chiar la început când ne-am căsătorit cu Olga, ne-am spus așa, orice nu s-ar întâmpla în viață, să nu ne mințim în primul rând, că se întâmplă multe. Puteam și eu să mă îndrăgostesc în altă femeie, putea ea în alt bărbat să îndrăgostească. Dar ne-am spus așa, să fim stăpâni pe situație. Un sacrificiu ar fi acela că eu am sacrificat cariera mea de jurnalist și mi-am consacrat toată viața mea unui om drag, iubit mie, iubit poporului nostru, Republicii noastre, care se numește Olga Ciolacu. Eu sunt și șoferul ei, și operatorul ei, și soțul ei, de toate. Și bodyguardul ei. Așa mi-e soarta, n-am ce face.